pe această cale, evident că le mulțumim celor de acasă pentru că ne-au oferit un ajutor imens. Toți cei de acasă au donat câte 2 euro prin SMS, așa cum de altfel am rugămintea mai înainte de toate, să le spun celor de acasă să doneze în continuare 2 euro prin SMS 8827 cu text Răzvan. Cred că toată lumea așteaptă. Tu ai fost în Thailanda în august. În august ai făcut această operație, fiind primul român care ajunge în acest centru și ție sunt implantați acești stimuli. Cred că toată lumea vrea să audă răspunsul la întrebarea: Răzvan, poți merge? După 22 de ani în care ai fost imobilizat în scaun rulant. În momentul acesta, deocamdată mi-au revenit doar mișcările picioarelor și în momentul în care sunt ridicat într-un echipament special în picioare, pentru că nu mă pot susține singur datorită mușchilor, din cauza mușchilor pe care încă nu i-am, pot să duc piciorul în față, să fac pasul înainte, însă nu am toată forța necesară pentru a împinge în genunchi, să-mi împing genunchii și piciorul în spate. Și asta pentru că în 22 de ani, de la accidentul tău, probabil știți, Răzvan era student, nu? Student la... Eram elev la liceu militar. Elev la liceu militar, te-ai întors acasă, da, în vacanță și ai sărit de pe un pod, erai cu prietenii la scaldă. Exact. Ai sărit de pe un pod și ți-ai fracturat... De la gât în jos, da. Coloana. După 22 de ani, mușchii s-au atrofiat. Și nu e o treabă care poate fi rezolvată doar prin implantarea acelor stimuli. Da. Tu acum trebuie să-ți crești mușchii. Se poate asta? Da, cu ajutorul acestui stimulator în fiecare zi fac exerciții cam 4 ore pe zi pentru tonifierea musculară și pentru refacerea fibrei musculare în picioare și în momentul în care sperăm ca în 8 luni de zile sau în 10 luni de zile de acum încolo musculatura este destul de tonifiată, trebuie să mă reîntorc în Thailanda pentru a-mi finaliza configurarea finală a acestui stimulator care are 16 electrozi, este implantat în coloana vertebrală, în zona toracală, și mi activează practic centrii nervoși și în momentul în care eu comand de la creier, dau comanda ca să pot să încerc să mișc anumite, să fac anumite mișcări, acest stimulator preia în momentul în care este deschis, preia acest semnal și îl transmite până în picioare pentru a putea face mișcarea respectivă. Da. Ne poți arăta o mișcare pe care nu puteai să o faci înainte de această operație și pe care acum poți să o faci? Am o telecomandă, am telecomanda stimulatorului la mine și doar o să am nevoie de ajutorul mamei să pornesc stimulatorul, pentru că fără ajutorul stimulatorului în momentul de față... E un întreg proces până Răzvan poate să miște o parte a corpului. Da? Ia să vedem. Deci asta e telecomanda acestui stimulator. Exact. Și puteți să activați? Jessica, help me please. Ok, Jessica este soția lui Răzvan. Poate și o minune de femeie exact, care îl ajută pe Răzvan neîncetat. Femeia asta s-a mutat din țară, e natală. Jessica, puteți să vorbiți tare, nu e nicio problemă, sunteți în direct, doamna... Cer scuze, o să mă duc spatele. La microfon, vă rog frumos. Aveți la barieră. Aveți la barieră, ok. Ținem piciorul puțin. Pentru că va trebui să-l ajut puțin. Am niște contracții musculare, pentru că am și mare emoții și am și stat foarte mult în poziția aceasta. Deci de fiecare dată când ai drumul la acest... Nu, deocamdată nu am pornit încă. Am înțeles. Încă să-i dau acum drumul. Dar nu se întâmplă nimic dacă nu asta. Nu, doamne, nimic. Chiar el oricum face aceste tratamente. Tocmai pentru asta mai e nevoie de încă o sumă de bani. Răzvan, dacă nu mă înșel, încă 35.000 de euro pe care oamenii, cei care sunt dornici să-l ajute pe Răzvan, îi pot dona prin SMS la 8827 cu text Răzvan. 8827 sau 6? 7. Ok, cu textul 8827, cu textul Răzvan. Iar banii merg la asociația care îl ajută. Doamnelor și domnilor, el este primul român care a ajuns în acest centru din Thailanda. Sunt oameni care au ieșit de acolo și pot merge. E adevărat că foarte mult contează progresul ăsta al medicinei, dar și mai mult contează voința omului și exercițiul
pe care tu, practic tu trebuie să iei un nou născut, e cumva mai avantajat decât ești tu. Da, în 22 de ani toți mușchii ăștia s-au atrofiat. O să pornim simulatorul, okay, dar am nevoie de ajutorul mamei în față să-mi țină picioarele. Ok, perfect. Pornește, Jessica. Play. Stai în față, mamă. O să încerc să trag picioarele din... Numai dacă se vede la cameră. Din șolduri. Da, se va vedea să... Da, ține puțin picioarele în față. Recunosc că după ce Răzvan a fost în emisiune... Ok. Se vede cum Răzvan ridică picioarele. Deci, practic, picioarele. Tu, în acest moment, îți folosești propria forță. Da. Încerc să-mi trag picioarele spre piept. Fără nicio fel de ajutor. Dacă vreți, puteți să-mi țineți asta picioarele. Okay. Ok, perfect. Doamna... Mama. Să nu... Țineți-mi o rog pe mama să se așeze. Mama. Ok, de acolo o să-i, da, o să-i țin eu picioarele. Sigur. Recunosc că, inclusiv eu, după ce ai fost în emisiune, am primit foarte multe mesaje de la oameni care... Asta, pentru ultima speranță, este o astfel de operație. Țineți-mi puțin în mâna dumneavoastră ca să fie desprinsă de tot. Desprinsă, atât, okay, atât. E perfect așa? Da. Puțin mai sus? Ok. Eu încerc să le trag spre mine. Răzvan își ridică singur picioarele. După cum vedeți, mâna mea este fixă. Stop. Acum opresc. Și vreau să vă arăt o mișcare a bleznei. Ok. Da? Îți țin în continuare picioarele? Nu, o să-i țin puțin așa. Adina, să-mi dai seama că lucrurile astea până acum 2-3 ani nu erau posibile pentru generații întregi de oameni care au trăit o viață în scaun rulant. Dacă vrei să mă este uimitor. Ar fi bine ca toți cei... De aici? Da. Și să ridic? Nu, puțin la picioarele. Aici. Ok. Mai jos, jos. Așa. Aici, mai jos. Și țin la picioarele, da? Ok. Excelent. Play. O să pun. Jessica, dă drumul la telecomandă. Vreau să fie stimulatorul pornit. Ok. Și încep pentru la picioarele. Da. Răzvan depune efort cu tot corpul, practic. El face exerciții zilnic pentru asta. Vedeți? Uite, s-a mișcat. Uitați acum. Adică, practic, ai mișcat din gleznă. Lucru pe care 22 de ani nu ai reușit să-l faci. Mai poate, adică nu. Și nu. Imaginează-ți că eu în fiecare dimineață, după ce Răzvan s-a operat, îmi trimitea filmări. Uh-huh. Și eu în fiecare dimineață îmi începeam ziua plângând. De fericire. Când eu sunt conștientă că am putut contribui la fericirea acestui om, care este mai optimist și decât mine și decât tine, care suntem sănătoși din cap până în picioare și decât mulți din țara asta care se plâng toată ziua că au probleme, dar ei de fapt nu au nicio problemă. În momentul de față aș fi putut și pot să fac și mai multe exerciții, numai că deja pe ziua de astăzi am făcut deja două ședințe. Tu deja terminase exercițiile, da, tu ți-ai consumat o grămadă de energie pentru... Se intoxică musculatura și practic obosește și am nevoie cam de două ore între cele două ședințe. De... Și sunt și emoțiile care contribuie. Sunt absolut convins. Dar oricum sunt convins că dumneavoastră ați simțit. O să întreb pe mama ta, Răzvan, care a stat lângă tine de când tu ai avut accidentul ăla cu 22 de ani și până în clipa asta a fost lângă tine tot timpul. Eu știu ce înseamnă ca părinte, am trecut doar prin sentimentul de neuitat al momentului când fetele mele au spus primul cuvânt. Au început să meargă de-a bușile, după aceea au început să meargă de mânuță, după aceea au mers singure. Astea sunt momente pe care un părinte nu le poate uita. Dar practic dumneavoastră le trăiți a doua oară în viața asta. Să vedeți că Răzvan practic își poate mișca părți ale corpului pe care 22 de ani nu le-a simțit. Cum a fost în momentul în care ați văzut că își poate mișca din gleznă laba piciorului? Sau în prima fază a fost incredibil. Incredibil, pentru că se operase de 3 zile. Și am zis, nu se poate. Acești mușchi au dormit 22 de ani și să se trezească așa dintr-o dată, să știți că se poate. Și lucru cel mai important este că efectuează aceste mișcări pe care dumneavoastră le-ați văzut puțin mai slăbuțe, fiind destul de obosit la momentul acesta, dar amplitudinea mișcărilor este mult mai mare decât atât.
le face controlat. Adică dacă dă comanda de la creier că vrea să miște piciorul drept, piciorul drept îl mișcă. Dacă, deci nu haotic. Nu sunt chestii haotice. Și nici contracții musculare nu sunt. Și nici contracții musculare nu sunt. Că s-au mai interpretat pe aici, pe acolo, că ar fi spasme. Că ar fi... Deci sunt mișcări controlate. Și aș vrea toți cei în situația lui să își capete încredere, chiar dacă, eu știu...